Repet, în 2007-2008 existau bani, s-au început diferite proiecte, unele noi, altele, reparații, extinderi și așa mai departe. Atunci s-a făcut mai mult decât ar fi trebuit să se facă, pentru că s-a considerat că vom avea creștere economică de 5, 6, 7, 8, 50 de ani de acum încolo. Ori economia se pare că e mai dură decât ceea ce ne dorim noi și am trecut printr-o perioadă cu minus 5, 6, 8 creștere economică. În plus, chiar și în perioada aceasta complicată, s-au deschis noi proiecte, noi investiții, fără să te gândești că ai investiții începute, neterminate și care se deteriorează. Pe POR sau pe diferite alte fonduri nu s-au folosit banii așa cum ar trebui și uite cum am ajuns noi într-un sistem aproape total de blocaj. Ok, ce facem? Mii de șantiere la Harghita, la Miercurea Ciuc. Am vizitat ultima dată niște șantiere. Nu numai că orizontul de finalizare a fost întârziat foarte mult, dar s-a degradat foarte mult. Prin urmare, ne va costa mult mai mult să le terminăm decât ne-ar fi costat acum 4 ani. Bugetul, în momentul de față, nu prevede sume pentru aceste investiții. Sper să putem să o facem imediat după rectificare, măcar într-o anumită sumă. Excepție fac investițiile pe împrumuturi Bancă Mondială, BIB, dar și acolo nivelul de finanțare este mai slab decât ceea ce s-ar putea face. Am discutat și cu premierul, am discutat și cu colegii de la finanțe, am discutat și cu Ministerul Dezvoltării. Pe fonduri structurale, la fel, am avut discuții inclusiv cu președintele Băncii Mondiale, știți că a făcut o vizită în urmă cu aproximativ o lună. Dacă astăzi nu avem posibilitatea decât să intervenim în situații de urgență, cum a fost acum vreo două săptămâni, a zburat acoperișul unei școli, sper ca pe termen scurt și mediu să putem să dăm drumul mai multor lucruri. 1. Premierul, cred că în urmă cu două săptămâni am avut o discuție pe fondurile structurale 2014-2020, premierul personal a cerut să existe o linie pentru infrastructura școlară. Cred că sunt 700 sau 750 de milioane de RON pe fondurile structurale. Vor fi prin POR. 2. Să se facă un inventar al tuturor acestor investiții, pentru că sunt locuri în care investiția e făcută doar de dragul investiției sau de dragul, mai știu eu, cui, de cei care fac investițiile. Și doar acolo unde avem motive educaționale foarte clare să se continue aceste investiții. În momentul de față se face, cred că vi s-a cerut deja... Uitați, doamna general confirmă. 3. Avem proiectele despre care vă spuneam, Bancă Mondială, BIBERT. În urmă cu o lună sau, de fapt, imediat după vizita președintelui Băncii Mondiale, Ministerul Educației a trimis toată documentația necesară către finanțe pentru a debloca și aceste proiecte și a avea sume corespunzătoare. Am cerut aproximativ, dacă nu mă înșel, jumătate de miliard de euro pentru următorii ani, nu doar pe investiții, sunt și alte componente, calitate, formare continuă, etc., dar cu prioritate pe investiții. Și mai sunt și multe alte proiecte. Sigur, ritmul de investiții este mai mic, pentru că am vorbit și de autoritățile locale, dar să știți că sunt autorități locale care, la rândul lor, au proiecte pe Banca Mondială sau pe BEI. Capitala București este un exemplu foarte bun, unde anul acesta terminăm un proiect care a fost început de foarte mult timp și a fost chiar pe punctul de a se închide fără atingerea obiectivelor. Vor mai rămâne 2 sau 3 obiective nefinalizate din 106. De asemenea, în București, dau doar un exemplu, este un alt proiect pregătit, încă nu este contractul semnat, cred că este tot cu BEI-ul, pentru 60 de grădinițe noi. Deci încercăm să le rezolvăm gospodărește. În momentul de față, urgența cea mai mare este cea legată de procese, pentru că sunt situații în care se cere sechestru sau despăgubiri pentru sumele nealocate și facturile neplătite în multe dintre proiecte.
Acesta este răspunsul general la probabil zecile de întrebări pe care dumneavoastră mi le veți ridica sau ați fi vrut să mi le ridicați pe acest subiect. Vă mulțumesc, aștept în continuare întrebări. Eu, până diseară la 7, nu scăpați de mine, deci eu sunt aici, dumneavoastră decideți când... Deci la cuvânt urmează domnul Ierei Simion, se pregătește doamna Dincă, reprezentantul părinților. Pe lista care mi-a fost, rugă, profesor Beniți, pe lista care mi-a fost rămânată mai sunt două persoane, domnul Florea și cu doamna Roșcan. Vrei și voi, deci domnii primari vor să ia cuvânt, nu vă hotărâți unul din voi doi? Eu am fost primul și sper că problemele mele coincid cu ale prietenului meu. Bun. Ok. Și domnul, și unul din cei doi primari. Vă rog, domnul ministru.